aproape 600 de kilometri pătrați și mai puțin de 6.000 de locuitori. Este vorba despre orașul sucevean Broșteni. Acesta are o suprafață mai mare decât București, Cluj și Timișoara la un loc. Broșteniul a devenit oraș în 2004 prin deja vestita lege 83, prin care sute de comune au devenit localități urbane. Orașul bucovinean de pe Valea Bistriței numără mai exact 5.506 locuitori. El ocupa abia locul cu numărul 6 în topul orașelor din Suceava, după populație.